salut, bine ați revenit, hai că crescuse și barba până a venit halving o ăsta odată la 4 ani, am dormit azi noapte la ora 4 când era halving, tu ai stat ca de revelion, te uitat, Daniel Niț a făcut chiar un live la ora 4, l-am văzut și eu acum în reluare, dar nu am putut să stau treaz de halving, ei bine ne vom uita ce s-a întâmplat cu piața, nu mă așteptam la un impact imediat, nu e ca un blackson sau un white son nu prea putea să cauzeze un impact imediat major asupra pieței dar pe termen lung să ne reamintim că o să scadă rewardul minerilor în Bitcoin, deci se vor introduce Bitcoin mai puțin în piață și clar pe termen lung, indiferent de ups and downs, valoarea Bitcoinului va fi din ce în ce mai mare. Cam asta ar fi ideea halvingului și ar fi și ideea Bitcoinului, având în vedere instabilitatea geopolitică, anumite țări care au rate de inflație foarte mare, 60%, sau avem Argentina, Venezuela și în România e o inflație destul de mare, clar vor să aibă și ceva Bitcoin sau cetățenii vor neapărat să dețină Bitcoin, de aceea cred că Toată piața cripto este aici ca să rămână, dar acum depinde de ce proiecte vor sta în picioare, că nu vor rămâne toate, toate 10.000, 20.000 câte sunt. În acest video ne vom uita pe Celestia și pe Eagle să văd dacă mai am încredere în cele două, dar și un pic pe piață să vedem cum a reacționat Bitcoin și Total 3. Nu uita să lași like și hai să începem! Bun, dacă ne uităm pe daily avem Hexul care se puternic acum a început să scadă, Ordi plus 6%, R-Wave plus 10%, Celestia se ține aici cu plus 9% aproape, Sei, Teta, Ave, uh, Eagle, VLD, Agix, Rune, Pit, cam toate cât de cât bine, cât de cât pe revenire. Vieră uh, în grid este 66 momentan și ne aflăm în zona de lăcomie după ce destul de mult timp am stat în zona de lăcomie extremă și cumva un pullback cum a fost acesta mai mărișor era de anticipat parcă plutea în aer. Înainte să începem, voiam să vă mulțumesc că am ajuns la 9100 de abonați. Am uitat să mai fac lucrul acesta, dar ne apropiem cu pași și repede de 10.000 de abonați și uh, voiam să uh, vă mulțumesc în acest video și să vă spun că Bybit are o. Promoție, dacă nu aveți cont pe Bybit de 200 de dolari într-o poziție, un airdrop care va fi gratuit, fie în lătrători din astea mincoins, fie în Solana, Bitcoin, Ethereum, depinde a, cum este noroc, cu această poziție se poate a, primi. Dacă nu ai cont pe Bybit, îți faci, completezi tascul acesta al airdrop-ului și primești voucherul airdrop-ului. De asemenea, trebuie să-ți verifici contul. Deci, a, cei care nu aveți cont pe Bybit, găsiți link în. Descriere și ne uităm la bit. Coin prima oară 63.800, dacă dăm un pic pe a, 4 ore putem să vedem că urcați în 65.000 și acum și cu halving ușoară scădere, dar nimic grav, practic nu a cauzat nimic a, deosebit, Bitcoin a, trebuie să rămână peste zona aceasta de 60.000, aici este a, suportul crucial pentru mine din ultima perioadă, cât timp este peste 60.000, suntem cât de cât strong, vă imaginați mai ales pentru altcoins ce ar însemna ca Bitcoin să piardă 60 de mii, indiferent că dominanța a, poate ar scădea și ea, să spunem că altcoin-urile s-ar menține un pic mai bine, deși acest lucru nu, nu s-a întâmplat deocamdată, a, tot ar fi destul de rău pentru ele ca Bitcoin să piardă 60 de mii. Deci a, deocamdată totul ok, o formațiune un pic a, bearish de dublu top sau chiar triplu top, depinde pe ce time frame te uiți și a, destul de greu de trecut de 72 de mii momentan. A, total 3 căzuse destul de agresiv în a, 2 pași a căzut și a dat ocazia celor care încă mai au încredere să acumuleze, adică odată s-a dus în zona asta 665 de miliarde după ce a făcut și dip în 560 de miliarde, a, dacă ai acumulat prima zonă prea mult, sigur te-a cam deranjat ca pica și în zona 2, dar a, vedeți chiar și în prima zonă dacă te-ai grăbit, ai acumulat și nu ai mai păstrat și pentru o eventuală scădere, de aici tot e cumva aproape, aproape la 640 de miliarde, acum aproape să recupereze și să-ți dea niște acum decente pe altcoins, așa ca un overview a, general, că unele au scăzut mai mult, unele mai puțin, dar a, total 3 pare că este în revenire, însă trebuie să a, urmărim ce va face în zona asta 600-640, că ar fi important să rămână în range-ul acesta o perioadă de timp. Și dacă trecem la cele două, întâi ne uităm pe TVL-uri, pe DeFi Lama, deoarece avem X în care încă mai cred, dar uh, mi -am, nu mi-am schimbat un pic strategia, v-am și tot zis-o și o să vă zic pe grafic uh, și pentru ele. Bine, TVL-ul din nou a scăzut din zona de 70-72 de dolari, aici a pus uh, topul Eagle din nou și asta este strategia mea acum pentru Eagle, având în vedere că aveam o zonă de reacumulare prezentată pe 436 de dolari, aceasta a fost zona mea la care am acumulat iar Eagle asta e, n-am ce a trebuit să folosesc din nou reacumularea, așa că atunci când Eagle va ajunge la 70, având în vedere că am acumulat cam cât am vrut în acest bear market, voi face primul sell, am acumulat suficient de mult încât să nu mai aștept doar peste 100. De asemenea, dacă gol poate, nu știu, se întoarce la 25-30 de dolari, vă dați seama că voi acumula iar aici. A, și atunci dacă urc în 70, clar trebuie să mai scap, fiindcă astea îmi fac deja 2X. Uh, nu mai pot să țin. Dacă gol Durca peste 70 în prima fază și anume în uh, ianuarie, începutul anului ăsta, se ducea în 100, eu nu vindeam nimic la 70, nici n-am vândut. Dar acum, având în vedere că s-a format o rezistență mare, un dublu top și am acumulat cumva prea mult gold între ghilimele, că n-a poate niciodată nu e prea mult, e ok să vând și dacă se duce mai sus... Uh, 10-20% să vând aici dacă se duce mai sus cu atât mai bine chiar aș vrea să provoc eu cumva uh, să vând și goldul să se ducă mai sus în 100, sigur nu va fi uh, un sell masiv, doar că a mai făcut chestia asta și a mers destul de bine după cum știți pe alte monede și au atins top, am vândut 30-40% topul local și după aceea a, a avut loc și o cădere, dar chiar dacă n avea loc căderea pentru mine era ok. 70 rămâne în zona cu probleme mari pentru Igol. Cine nu era în Igol deloc putea să folosească 43, 34. Aproximativ zonele acestea le-am dat și pe YouTube care mă interesau. Pe mine am zis că 43 doar dacă n-aș fi fost în Igol. Mai degrabă 34, 36 zona asta care a fost atinsă. Sigur rămâne și 24 unde se întoarce la bata. aici clar voi reacumula la 24, 25. Dar șanse destul de mici să se întâmple acest lucru. Igol totuși nu arată chiar așa rău deoarece dacă ne uităm pe graficul acesta unde aveam exact zona de reacumulare este 0618 practic a păstrat totuși chiar dacă a avut un week sub zona asta a păstrat uptrend-ul pe 0618 deci ar putea cu greu să scoată un high, -high peste 70 de dolari în următoarele luni și atunci să te ții dar ne trebuie ceva hype în tot market și următoarea este Tia, dar întâi ne uităm pe TVL și putem să observăm și pe a, Cosmos Hub același lucru, deci a venit așa un dump pe TVL s-a mai luat din profit, deoarece și Tia avuzeze totuși un 10X, dar a, era mare hype pe airdrop-uri, acesta a fost ianuarie-februarie, după s-a dus un pic din hype, a mai venit un spike în martie și după cădere, dar o să mai vină hype, vă zic, în Cosmos, că știu ce urmează și cu Dimension și cu Saga, urmează multe lucruri interesante, așa că și TVL-ul are de suferi momentan pentru Cosmos Hub, dar a, Celestia, după un pullback sănătos, a atins... Uh, 7.8 dolari, uh, momentan revine la 11.75, ceea ce deocamdată nu-i rău. Am mai acumulat pe la zona de 8.8 și mi-am dus media pe la 12 dolari, ceea ce pentru mine e foarte bine, deoarece acumulase mult pe la 17, 18, 19 ianuarie, fiindcă treia să o pun la staking. 15, 17, 19, pe acolo am făcut o medie de 17, am pus-o pe toată și acum sigur am reacumulat la 8.8, atunci toată lumea aștepta să cadă celestea, să nu știu ce, după uite că s-a îndeplinit și dorința tuturor a căzut aproape să testeze 0.5 o zonă importantă 6.8 aici ar mai fi fost o zonă bună de reacumulare și 0.618 5.2 dolari aici era destul de bine dar mai bine că nu a ajuns totuși în această zonă dar vrem să vedem dacă acest bounce este real sau cumva a fost doar așa a, pentru că a scăzut destul de mult un bounce și după să vedem iar un low low acesta ar fi semnalul că nu este putere pe ce ele momentan dacă se, se duce în 6.8 dolari aici sau mai jos, înseamnă că acesta a fost doar un bounce fake, să mai aducă lichiditate să scoată iar din piață. Deci aici trebuie să urmărim. Dacă reușește să se ducă să închidă 11-12 dolari, să se miște în lateral peste zona asta care a fost suport, foarte important și aici a fost suport important și aici înainte să pice, atunci lucrurile se schimbă, dar trebuie să vedem creștere și în TVL la ambele proiecte ar fi ideal acest lucru ar putea să coincidă cu un coin season mult așteptat. Dar încrederea mea pentru ele nu s-a schimbat, important este ca planul să fie echilibrat, așa poți să mergi înainte și cu încrederea ta, altfel dacă ești prea investit nu o să mai ai încredere dacă prețul se mișcă în jos și o să fii prea euforic dacă prețul se mișcă în sus, eventual nu o să vrei nici să vinzi, că tu ai foarte, foarte mult și aștepți o sumă și mai mare. Deși ai o sumă foarte mare, poate aștepți o sumă exorbitant de mare care să schimbe viața și pentru care poate nu ești pregătit. De asta ar fi bine să fie un plan mai echilibrat. Da? Zim în comentarii, tu mai încrede în Celestia și Nigol dacă le deții. Noi ne auzim pe Discord. Îți un weekend plăcut. Salut!